Bună ziua! În această zi de sărbătoare a Floriilor, când Iisus Hristos trecea în Ierusalim, mă adresez vouă cu o responsabilitate. Alături de mine am o echipă, o echipă tânără, din câte vedeți, o echipă formată din oameni tineri, oameni care își doresc cu adevărat o schimbare pentru Botoșani. Simt și știu că este momentul în care AUR va reuși să câștige primăria municipiului Botoșani. Știu că alături de acești consilieri, împreună, vom duce municipiul Botoșani la un alt nivel. Un nivel pe care cei dinainte și care au stat la această primărie au ținut orașul acesta în subdezvoltare. Și nu mă refer că nu s-a făcut nimic, că de făcut s-a făcut, dar nu s-a făcut destul. Un om cu o viziune, un om cu idei puternice poate într-adevăr să schimbe fața acestui oraș și într-adevăr poate să schimbe destinul cetățenilor, făcându-l unul mai bun, un oraș respirabil, cu o infrastructură mai bună, cu un transport în comun mai bun și oameni mai fericiți, oameni care vor avea alte locuri de muncă mai bine plătite. Ăsta este țelul meu în primul rând. Vă mulțumesc că ați venit în această duminică binecuvântată. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați, atât mie, cât și consilierului. Vreau să mulțumesc pentru încrederea doamnei președinte interimar, Ariadna Cârligeanu, pentru faptul că mi-a dat ocazia să intru în această competiție electorală și nu singur, cum am intrat în 2020, ci alături de un partid, alături de un partid în care mi-am regăsit ceea ce căutam de mult. Mulțumesc!